să rostim cu toți rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Și textul continuă și spune așa. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre până aici cuvântul Domnului, amin vă rog frumos, las <coughs> unul dintre cei mai mari poeți al lumii creștine din România a fost cu siguranță fratele Traian Dorz. La Biserica Betel avem un pastor care a trecut de la oastea Domnului la Pentecostal, fratele Nicu Mureșan, care îmi spunea, am crescut în casa lui Traian Dorz, spiritual vorbind. Și îmi spunea următorul lucru, fratele Traian Dorz a stat 17 ani de zile de în închisoare. Și anii aceștia a stat în închisoare pentru că soția lui, de cele mai multe ori, îl trăda la securitate. Și spunea, acolo se adună omul meu la rugăciune, puneți lanțurile pe el. 17 ani de zile pentru că soția lui l-a trădat la securitate. După 17 ani de pușcărie s-a întors înapoi acasă tot la soția lui. Și s-a uitat în ochii ei și a spus următorul lucru. Dragă, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot ierta pe tine. Dragă, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot ierta pe tine. Soția lui apoi s-a întors la Dumnezeu. Când am auzit mărturia asta, am spus în inima mea că nu există o treaptă mai măreață în creștinism decât iertarea. Și că niciodată nu vei semăna mai bine pe Domnul Isus Hristos ca atunci când ierți din toată inima. Și când mă uit la Iisus Hristos, care cu rănile deschise, necicatrizate, primului strigăt pe cruce a fost acesta, Tată, iarte că nu știu ce fac. În limba greacă este la un mod repetitiv. De fapt, Isus a zis, tată, iarte că nu știu ce fac. Tată, iarte că nu știu ce fac. Pe cine se ierte? Pe soldații aceia romani care atunci când băteau piroanele, se uitau să vadă unde e vena. Și îți bătea pironul exact lângă venă, ca scurgerea sângelui să fie mai lentă și durerea să fie mai lungă. Și Iisus Hristos se uită și zice, Tată, iartă-i că nu știu, ce, nu știu ce fac. Când mă gândesc la noi astăzi, frați și sorori, mulți dintre cei care vin în casă lui Dumnezeu sunt gata să ierte după 20 de ani de zile. Ce stai că să, să, treacă timpul. Și ce experimentăm noi față de unii oameni mari ale lui Dumnezeu sunt doar niște pișcături. Când vorbești cu unii frați care unii au părul alb și aduc aminte ce au zis o vorbă, frate, am 30 de ani, 20 de ani de zile. Bă, și ți-o spune cu atâta patimă că parcă ieri s-a întâmplat. Și îți dai seama că n-a putut să treacă, n-a putut să ierte din toată inima. Și cred că lucrul acesta întristează pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai mari oameni pe care lumea evanghelică i-a avut a fost Warren Worsby și el spune așa Dacă noi pocăiți am vrea să avem trezire spirituale ar trebui să facem un singur lucru și anume să iertăm din toată inima. Pentru că Duhul Lui Dumnezeu vine într-un mod natural acolo unde solul inimii noastre este curat. Lăudați să fie Domnul! De multe ori noi spunem la ora de rugăciune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit față de noi. E adevărat că nu s-au sfârșit. Și îndurările lui nu sunt la capăt. Dar ce ar fi ca și bunătatea ta să se renoiască ori de câte ori vezi pe fratele că ți-au făcut ceva. Să spui, Doamne, aleg să-l din toată inima mea. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Și noi spunem, Doamne, dreptate pentru el și milă pentru mine. Biblia spune, nu, dacă vrei milă, trebuie să semeni milă. Și în această seară vreau vrea să ne uităm la acest subiect extraordinar în Sfânta Scriptură, și anume la puterea iertării, care face minuni, care vindecă fizic, spiritual, vindecă relații, vindecă biserică, vindecă orice. De ce? Pentru că există putere în iertare, lăuda să fie Dumnezeu. Și acesta este adevărul, frați și surori. Până nu ieși din toată inima, tu însuți vei fi blocat în destinul tău. Până nu ai iertat din toată inima ta, nu vei putea să guști anumite nivele ale plinătății cu Duhul Sfânt până n-ai din toată inima ta. Abia când ai ales să ierți din toată inima ta, abia atunci tu vei fi deslegat. Până atunci îl duci în spate. Ci trezești cu el, mânci cu el la masă, mă, dar cum o putut, mă? Îl duci cu tine în concediu? Mănânci cu el, totul le faci cu el. Dacă când zici, Doamne, Alex să îl desleg, Doamne. Când îl deslegi pe el, tu însuți vei fi eliberat. Până când îl ții acolo în huc, cum ziceți voi? Până când îl ții acolo în, în la ăla ca la pește? Tu însuți vei fi legat. Dar când vei spune, Doamne, Alex să-l din toată inima mea, de fapt asta ne-a rugat și am zis, Doamne, și ne iartă nou greșelile noastre, tratează-mă pe mine, Doamne, așa cum tratez și eu pe cel care mi-a greșit. Așa să te porți, Doamne, cu mine, Așa cum mă compor și eu cu cel care mi-a greșit. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și are să ne întrebăm astăzi. Sunt oameni pe care duci în spate? Sunt oameni pe care nu ierți? Sunt oameni asupra cărora încă ții amărăciune în inima ta? În urmă cu câțiva ani de zile m-a invitat un păstor să mă duc la spital cu el să mă rog pentru un frate. Era metastază, cancer ultimul, ultimul nivel. Și zic eu, frate, pentru ce să mă rog pentru tine? Și zice, rog te ca Dumnezeu să mai dă 2-3 ani de zile de viață. Zic, da, de ce? Zice, de 15 ani de zile sunt în tribunal cu fratele meu pentru o nenorocită de mejdie de pământ. Pentru moștenirea lui mama. Și de 15 ani și aș vrea ca Dumnezeu să mă vindece și să repar onoarea pe care am făcut-o lui Dumnezeu în sat. Să repar ceea ce am stricat prin, prin trăirea mea, în momentul ăla m-am uitat în ochii lui și m-am rugat în inima mea și am zis, Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Știți că sunt oameni care îmbătrânesc urât? Ură și amărăciune. Dreptate? Nu, nu, nu chier! Păi nu interesează de onoarea lui Dumnezeu în fața lumii. Dreptatea mea! Când zice Biblia, mai bine să suferi tu paguba, dar numele lui Dumnezeu să nu fie terfelit în fața lumii. Și atunci am zis, Doamne, Cercetează-mă de ură, amărăciune, neiertare. Ajută-mă, Doamne, să deal with it. Să lucrez împotriva ei, să o mărturisesc și să mă pocăiesc. De ce? Ca Duhul Slavei să se odihnească peste noi, lăuda să fie în numele Domnului. Ce se întâmplă dacă nu ierți? Un om care nu iartă, în primul rând, va fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Și nu o spun eu, o spun toate cercetările. Cercetările spun că bolile nu se fac atât de mult de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. Și acolo ură și amărăciune. Te genul cu motorul motoarele pornite. Cum o puteți? Simte și inima. ficat, pancreasul. Boli psihice. Anumite tipuri de cancer. Daniel Goleman în cartea Inteligența Emoțională spune și anumite tipuri de de carii se fac în gură datorită Duhului de neiertare și a stresului care îl ții continuu. Fratele Mihăiță de din România spunea că mama lui a fost internată cu COVID la spital și s-a într-un salon cu o soră, pocăită. Și din vorbă în vorbă, sora spune, de 20 de ani de zile, eu nu vorbesc cu cumnată -me. Nu. Și zice, mă, tu ești pocăită? Zice, bă, dacă vine Domnul acum, tu ce faci? Nu că eu am dreptate, știți? că tu trebuie să te pocăiești, tu trebuie să o ierzi, trebuie să te împaci. Și după ce a o evangelizat-o pe sora asta, ca și cum ar fi necreștină, sora pune mâna pe telefon și o sună. Și cum n te rog, iartă-mă! Eu o să vină, iartă-mă! Cealaltă plânge la telefon și zice, nu, eu o să vină, iartă-mă tu! Și încep să-și ceară iertare. Rezultatul, sora asta care a sunat, prima dată, avea diabetul 400. După ce a sunat-o, a scăpat de diabet. Pentru că borile nu se fac atât de mult de la ceea ce mănânc. Și asta și de la ceea ce te mănâncă. Imunitatea spică. Poți dă tot, bea tot aloe vera forever și herbă life și dotera și ce vrei. Ascultă-mă, Biblia spune așa, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Adică sunt boli psihosomatice, boli ale trupului datorită unui psihic încărcat. Și de aceea zice Biblia, nu te supăra, de ce? Pentru că asta afectează fiecare celulă din trupul tău. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să iertăm din toată inima noastră, lăuda să fie Domnul. În al doilea rând, un om care nu iartă, în numai că va fi mai bolnav din punct de vedere fizic, dar un om care nu iartă, și cred că asta este cel mai teribil, îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Efeseni 4 cu 30, Biblia spune așa, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Și după ce zice să nu întristați pe Duhul Sfânt, următorul verset, zice, iată șase păcate care întristează pe Duhul Sfânt, în cap de listă, știți care este? Orice unul amărăciune, orice iuțime, mânie, clevetire și orice fel de răutate, ce să facă? Să piară. Și acum gândiți-vă că în Biblie porumbelul, Duhul Sfânt este asemănat cu un porumbel. Și porumbelul este pasărea care nu are fiere, fizic vorbind. Porumbelul nu are fiere. Și zice Biblia să nu întristez pe porumbelul, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și primul păcat în cap de listă, versetul următor, care întristează pe Duhul Sfânt, este amărăciune. Se imaginezi că dacă ți ură și amărăciune și nu te duci cu ea la cruce, poți să predici ca un papagal. Duhul Sfânt nu te mai asistă. Când degeaba, bani, arcinți, le pădați. De ce? Pentru că inima ta is not right with God. Și atunci ce trebuie să fac? Să mă duc să spun, Doamne, hai mine de mine păcătosul! Ajută-mă să ier din toată inima mea și nu lăsa ca ungerea care mi e dat-o, Doamne, harul care mi l-ai dat, Doamne, să fie luat, Doamne, datorită unui păcat al Duhului. Noi de multe ori avem în biserică oameni că, frate, eu ne-am curvit, deci eu ne-am curvit. Parcă e singurul păcat care se mai disciplinează astăzi. Ce să spun? Felicitări, bravo! Dar vreau să spun că în ea nu se ajunge numai pentru curvie. Nu ce Biblia, nu știți că pare. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu cei nedrept, zice Biblia. Așa-i? 1 Corinteni 6 cu 9. Nici mincinoși, auzi? Nici hoții. Și este o listă de 120 de păcate în toată Sfânta Scriptură. 120 de păcate menționate care spurcă pe om. Și atunci ce să fac, Doamne? Cercetează-mă de aproape. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Și de sunt păcate ale Duhului, Doamne, care nu se văd. Nu-i păcata ei să-l vadă toți. Ei sub braț, ei în talpă, lucruri care numai tu cu mine le știi. Doamne, Dumnezeule, mă zdrobesc înaintea ta. De ce? Vreau ungerea Duhului tău cel sfânt peste mine. Lăuda să fie numele Domnului. Gândiți-vă la Ștefan. De ce avea omul ăsta o ungere așa de grozavă? Zice Biblia că prin mâinile lui se făceau semne și minuni pomenite. Mulți mari de oameni și mulți preoți se întorceau la Dumnezeu. Era un om hăruit, gifted by God. De ce Dumnezeu l-a folosit cu așa putere? Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, secretul Dumnezeu ne-l descoperă la moartea lui. Când oamenii au luat pietre ca să-l ucidă. Nu au el, nu, stai, zice că pune o mâna pe t -a -t -a. stai să vezi ce joc eu. Nu, când oamenii au luat pietre să-l ucidă și a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă nelegiuirea aceasta. Doamne Iisuse, nu le ține în seamă nelegiuirea asta. E ca și când Dumnezeu spune, vezi de ce l-am putut onora cu Duhul meu așa puternic? Pentru că în inima lui nu există amărăciune. El se roagă pentru cei care îi fac rău. De aceea Duhul Slavei s-a putut odihni într-un mod atât de puternic peste el. Noi vrem ca Dumnezeu să ne folosească foarte bine. Dar în această seară să ne întrebăm, Doamne, există urme de răutate, de invidie, de, de clevetire, de amărăciune în inima mea? De deci sunt, Doamne, ajută-mă, Doamne, să mă duc pe calea ta lăudat și onorat să fie Domnul. Pentru că aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos s-a uitat la un smochin și când a găsit roadă, zice Biblia, a blestemat smochinul. A doua zi, zice Biblia, Iisus cu ucenicii au trecut pe lângă același smochin. Și ucenicii au zis, Doamne, iată că smochinul care ai blestemat s-a uscat din... Dar fiți atenți. Unde se usucă cineva prima dată? Unde? La întuneric. La rădăcină. Acolo unde nu-l vede nimeni. Acolo când e divorțat de cuvânt, de rugăciune, de mărturisire. Și nu mai ești alergic la păcat. Las. Acolo în spatele ușor închise. Dacă la rădăcină te-ai uscat, e o chestie de timp. Până când și nici Domnului zice, mă, mă, parcă... Mă, mă, predică, dar parcă nu mai emană atmosferă spirituală mă, cântă bine, dar și de parcă altădată, electriza publicul și nu poți spune neapărat mâna pe un păcat, dar există ceva undeva, unde l-ai lăsat pe Dumnezeu parte și Dumnezeu în gelozia lui spune, întorce-te înapoi, pocăiește, de de ce? ca să nu te usuci de tot și mă rog ca Domnul să ne ajute să stăm cu rădăcinile în cuvânt lângă un râu de apă, lăudat și onorat să fie numele Domnului amin? dacă nu ierți vei fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Dacă nu ierți, îl vei întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vei frustra lucrări mari al lui Dumnezeu în viața ta. Și te vei învârti așa în cer, ca și poporul Israel, 40 de ani de zile, după munte, 40 de ani de zile. Așa sunt mulți oameni. Nu fac nu știu ce păcate, cum zicem noi, de moarte, dar e destul acolo o ură străveche, cum zice Biblia pe care n-ai mărturisit-o nimănui, n-ai stat înaintea lui Dumnezeu, n-ai luptat împotriva firii pământești. Să spui, Doamne Isuse Hristoase, vin înaintea ta și te rog, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc, Doamne, ca să mă renas spiritual, lăuda să fie Domnul. În al treilea rând, un om care nu -i iartă, îi spune lui satana, bun venit în inima lui. Welcome! Exact asta îi spune. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați ce zice Biblia în cartea 2 Corinteni, capitolul 2. 2 Corinteni, capitolul 2. Biblia spune așa. Versetul 10. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu dacă am iertat ceva? Am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Dar de ce am iertat? Am ales să iert în fața lui Hristos. Dar de ce? Versetul 11. Și acum ascultați. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Când alegi să nu ierți, știi ce faci? Îți deschizi ușa inimii spre o lume a celui rău, ocultă. De ce aleg să iert? ca să nu las pe satana să aibă câștig. Auzi? Neiertarea face ca diavolul să aibă câștig din viața ta. Vă să minte de acea pildă pe care Iisus o dă un om datora unui împărat 20 de milioane de dolari. Sau 10.000 de galben în tot una. Și pentru că nu avea cu ce să plătească, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis mai îngăduie și voi plăti. Și împăratul i-a iertat toată datoria. tot. Asta merge și îl vede pe unul și datorează 5 dolari. Și l-a luat de gând și a zis, plătește-mi datoria. Și el zice, mai îngăduie-mă. S-a aruncat la picior, mai îngăduie-mă. Și a zis, nu te iert. Și l-a băgat în închisoare. Când împăratul aude lucrul acesta, îl cheamă și îl spune, rob rău, eu ți-am iertat ți atâta. Și tu ai fost gata să ierți vorba aia? Tu ai fost gata să ierți atâta? Aruncați-l în închisoare și dați-l pe mâna, zice stare, Cine sunt chinuitorii? Ați văzut oameni care pe stradă vorbesc singuri. Deci ei își imaginează debate-uri, imaginare. Îți imaginează, zice ce zice ăla și îi dă el una. Stă în pat, să face zu afară și o să uită pe tavan și își imaginează cum zice ăla, cum ăla îi dă una, iar îi zice și el și tot contră. Și ce înseamnă asta? Ești schinuitori, și duhuri. Pentru că atunci când nu ieși din toată inima, ce faci? Dai prilej celui rău și un om care nu iartă, e o chestie de timp și poate să alunece în alte păcate care să-i strice reputația. Și de aceea spun, Doamne, Dumnezeule, nu lăsa, Doamne, ca inima mea să se deschide spre o lume ocultă, Doamne. Spre o lume a celui rău. Nu vreau ca satana să aibă câștig de la mine. Căci nu suntem în știință despre planurile lui. Și odată ce o intrat cu Duhul ăsta, ăsta vine cu încă șapte și vrea să te facă șahmat. Și de la erou la zero e o cale foarte scurtă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de orice cădere lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin? Amin. Un alt lucru care se întâmplă unui om care nu iartă. Nu este doar că va fi mai bolnav fizic. Nu este doar că îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Își deci pierde ungerea, frustrează lucrarea Duhului Sfânt. Și rămâne un papagal, fără putere al lui Dumnezeu. Dar treilea rând, este un om care, prin neiertare, dă câștig celui rău. Diavolul are acces în inima lui și îl poate duce să-i ruineze viața, reputația. Un alt lucru, un om care nu iartă, este un om care îl are vrășmaș nu pe satana, ci chiar pe Dumnezeu. Și vă rog să ascultați cu mare atenție. De trei ori în Sfânta Scriptură ni se spune răzbunarea este a cui? A Domnului. Răzbunarea este a Domnului. Și ce înseamnă asta? Că Dumnezeu își împarte bunătatea cu noi, dar nu își împarte slava niciodată. Există anumite atribute pe care Dumnezeu nu ni nu le dă nouă niciodată. Un om care se răzbună spune cu alte cuvinte, Doamne, dă-te tu la o parte și lasă-mă să mă îmbrac cu un atribut care îți aparține ție. Răzbunarea îți aparține ție. E un atribut al divinității. Lasă-mă să mă îmbrac eu, să acționez eu ca Dumnezeu, să joc eu rolul lui Dumnezeu. Și în momentul în care te atingi de slava lui Dumnezeu și de atribute care aparțin doar lui Dumnezeu, n-aș vrea să fiu în pielea ta. Lasă-L pe Dumnezeu să te apere. Lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Lasă-L pe Dumnezeu să te scoate din apele cele mari și să te izbăvească de potrivnicul tău care e mai tare decât tine, cum spune David. Lasă-L pe Dumnezeu! Că Dumnezeu o face pe o cale dumnezească. Dacă tu o faci, te murdărești. Noi avem o vorbă în România. Dacă hornarul satului vrea să se bată cu tine și tu ești îmbrăcat în costum alb, bă, și dacă îl poți bate, nu te bate cu el când mai te murdărește. Lasă-l pe Dumnezeu să se răzbune. Lasă-l pe Dumnezeu să sapere numele, să sapere dreptatea. Lasă-l pe Dumnezeu. De ce? Răzbunarea este a Domnului. Că, Doamne, Multă apă trebuie să treacă pe criș. Chiar dacă te pocăiești. Doamne, multă apă trebuie să treacă pe criș până când, până când să uită. Dumnezeu le aruncă în mare uitării. Dar frață, nu. Și atunci ce trebuie să faci? Dacă vezi acolo în inima ta o bombă cu ceas, ești și -și totdeauna așa pe buza prăpase ești pe buza iadului, ești tot acolo cu dude răzbunare. Ascultă-mă găsește-ți un duhovnic, găsește-ți pe cineva cu fermoar pe gură și du-te și spune, frate, asta e bătălia mea, asta e lupta mea, dezamorsează bomba aia. Du-te repede, zdrobește-te înaintea lui Dumnezeu, prăbușește-te înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, dă pace pacea ta, Doamne, ține-mă, Doamne, lângă tine. Pentru că dacă nu, ascultați ce zice Biblia. Proverbe 26. Proverbe capitolul 26. Versetul 26. E foarte simplu de ținut minte. Zice Biblia așa. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși, răutatea lui se va descoperi unde? Zice stare. Adică îi o bombă acolo, tot pace, pace, slavă, o slavă, domnul, o de la foarte bine sus, dar acolo e bombă și tu știi că e gata să explodeze. O poți, o poți ascunde Câtva, dar ascultă-mă, dacă nu o dezamorsezi, când ți lumea cea mai dragă? Explodează! Și unde? În mijlocul adunării. Și atunci toți fratele, băiatul ăla bun, fa, fra, fata aia bună, fratele lor, au zis, eu nu vin să cred. Nu-ți vine să crezi, ba da. Pentru că dacă nu stai cu rădăcinile în apă, dacă nu stai în cuvânt, dacă ai divorțat de timpul de rugăciune, de cuvânt, de zdrobire înaintea lui Dumnezeu, e o chestie de timp și bomba explodează. Și ce să faci? Să te duci înaintea cruciului Hristos. Să spui, Doamne, un duh care vrea să mă tulbure. Un duh care vrea să mă hărțuiască. Sunt prea slab, Doamne. Trimite Duhul tău cel Sfânt, Doamne. Și ajută-mă, Doamne, să rezolv lucrul la de ce. Ca nu cumva, Doamne, de la erou la zero Să fie o la atâta de scurtă. Și tot ce ai zidit pentru Dumnezeu în 5 secunde să dă diavolul. Și am văzut în Sfânta Scriptură că diavolul are răbdare cu noi. Are răbdare. Are o lungă răbdare. Te așteaptă 40 de ani de zile. Ai fost -o cu, cu, garda sus, o luptă pentru Dumnezeu. Și îți permiți să ai un happy hour. Și o oră de relax, Domnul înțelege. Și 5 minute de happy hour îți poate distruge 40 de ani de zile de slujire. Și atunci zic, Doamne Dumnezeule, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale și de sunt pe o cale pune-mă, Doamne, înapoi pe calea veșniciei. Amin? 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 Un păstor mi-a zis, frate Gabi, când Dumnezeu vrea să disciplineze pe cineva, îi ia fermoară de pe gură. Adică să bace singur. Îi dă drum. Ce mare hare să spui, Doamne, răzbunarea ta. Doamne, răzbunarea ta. Mă gândesc la David. A fost David omul ăsta bun, da sau nu? Un om după inima Domnului. Dar odată a fost nebun. Ce Biblia că fugea de Saul și la un moment dat o zis, mă, de multă vreme avem grijă de oile lui Nabal. Și au trimis niște slujitori să meargă la Nabal să dea ce să inima brânză, caș, lapte, orice altceva. Și Biblia că s-a dus și Nabal, după cum e numele nebun, o zis, dar cine-i fugarul ăla de David? Mulți fugari au fugit de la stăpânilor. Și nu i-a dat nimic. Și când a venit înapoi, o zis, Nabal o zis că ești un fugar. Când a auzit David lucrul ăsta, tot orgolul lui masculin a explodat. Și o să așa, să-mi pedepsească Dumnezeu cu toată sprimea. Dacă nu, îl omor pe Nabal, pe el și pe toți cei de parte bărbătească care erau nevinovați. Pentru o vorbă, pentru o insultă, David s-o jura pe Dumnezeu că l-o moară pe cine? Pe Nabal. Nu l-a putut ierta. Și când mă gândesc așa la David, bă, David, tu ai avut bătării grele cu Saul și-o dat cu sulița după tine și te-ai tras și-o intrat în perete, puteai să o iei și să-l țintești simplu pe Saul și n-ai făcut, că ai zis că răzbunarea Domnului. L-ai prins în peșteră și ai zis, nu mă ating de unsul Domnului. Și acum tu te împiedici de o frunză Așa sunt unii oameni. Bă, scapă de ispite teribile și puternici. Dar diavolul i-a prins cu o insultă care pur și simplu nu mai uită niciodată. Și ce Biblia că David s-a dus cu 400 de soldați să-l omoare pe Nabal și pe toți ce de parte bărbătească. Și în timp ce fugea să-l omoare, să -l omoare pe Nabal, a ieșit în cale cine? Abigail. Abigail parcă este simbolul Duhului Sfânt. Și unul Samuel 25 cu 28, Abigail îi spune așa, iartă Domnul meu. Că dacă ierți, Domnul îți va face o casă trainică. Și să nu fie niciodată răutate în tine. De ce? Că -și tu porți războaiele Domnului. Și dacă Domnul te va duce la tron și să nu ai remușcare că ai vărsat sânge nevinovat, iartă răzbunarea Domnului, lasă-l pe mâna lui Dumnezeu. Ce providență dulce a avut Dumnezeu pentru David să-l oprească. Și acum vreau să te întreb ceva. Vrei casă trainică? Iartă Domnul meu pe Doamna ta. Vrei familie puternică ca americanii ne-au în învățat zi de 10 ori pe zi, I love you, I love you, I love you. Nothing wrong in that. Iartă secretul, casă trainică. Iartă, Doamnă, pe Domnul tău. Frate, nu ține amărăciune pe soția ta ca rugăciunile tale să nu fie împiedicate. Să ajungă până la tavan să înghețe și să picure înapoi. Tu zici, Doamne, mă a rugat tare și în limbi. Aleluia, aleluia. Da, da. Dar țin că ură. Amărăciune. Iartă! Și acum ascultă. De ce să ierți? Că tu porți războaiele Domnului. Noi suntem în război spiritual, frați și surori ori de câte ori ne rugăm, noi suntem în bătălie împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Deci dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii ăștia fizici, noi n-am mai vedea cerul albastru, l-am vedea negru, l-am vedea maro, l-am vedea cu dragon, verzi, duhuri necurate. Dacă vrei ca rugăciunea ta să străpungă atmosfera și să ajungă la tronul lui Dumnezeu, iartă că și tu porți războaiele Domnului și să nu fie niciodată răutate în tine. De ce? Pentru că răutatea Blochează. Harul și răspunsul la rugăciune. Amin? Amin? Mă gândesc la David. David, omul nostru. Și era o foamete de trei ani. Tot s-o ruga, Doamne, fă să vină prosperitate. După trei ani, începe să gândească. Și zice, după trei ani de rugăciune, zice, Doamne, totuși vreau să întreb, dar de, de ce e foametea asta? Din pricina violenței lui Saul. Și ce să fac? Ia fiul lui Saul, dă pe mâna gabaoniților și încetează foamea. Și întotdeauna m-am gândit și -am zis, Doamne, dar de ce nu a făcut David rugăciunea asta după o lună? De ce a trebuit trei ani? De ce nu a făcut rugăciunea asta după o săptămână, după un an? De ce a trebuit trei ani să se roage? Așa suntem și noi. Ne rugăm ani de zile, zeci de ani, Doamne, intervine, Doamne, intervine. Și de ce nu? Nu mâna Domnului prea scurtă, ci păcatul care pune un zid de despărțire. Îți fii lui Saul, omorâți mădurare voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, închinarea lui, la idol, lăcomia de bani și așa mai departe. Uită-te să vezi care sunt faptele firii pământești care predomină în viața ta. Și nu te ruga aiurea, mai întâi gândește, raționează și spre Doamne, vreau să mărturisesc, Doamne. Și de există vreun păcat conștient, Doamne, le aduc la poala crucii tale, Doamne. Mă dezbrac de mine însumi și îmbracă-mă în omul cel nou. Amin? Și David își pune sabia înapoi în teacă și zice, binecuvântat să fie Domnul și binecuvântat să fie judecata ta că Domnul mi a scos în cale. După ce merge Abigail înapoi acasă, soțul ei era băut bine și nu i-a spus nimic. După ce se trezește, și Biblia că Abigail s-a dus și a zis așa, o venit David, mă, și-o vrut să te omoare. Cum ai putut să-l jignești așa? O venit David. Când aude Nabal lucrul ăsta, inima îi se face ca piatră. Zece zile, cum ziceți voi? Heart attack? Inima ca piatra? Zece zile în comă? Tare ca piatra? După zece zile de comă, Domnul lovește. Dar ascultați, David rămâne cu mâinile curate pentru că răzbunarea este a cui? Zice stare A Domnului. Lasă-l pe Dumnezeu. Răzbunarea este a cui? A Domnului. Dumnezeu o poate face pe o care Dumnezească încât toată lumea să zică: Bă, Acolo a fost degetul lui Dumnezeu. peste ăsta omul lui Dumnezeu, mă. Cineva să zică amin. Probabil cel mai ilustru exemplu de lipsă de răzbunare și de asemănare cu Hristos din toată Sfânta Scriptură este Iosif. Iosif a fost preubitul tatălui său și Isus a fost preubitul tatălui său. Iosif a fost vândut pe arginți, Isus a fost vândut pe arginți. Iosif a fost ispitit, Isus a fost ispitit. Iosif a biruit ispita, Isus a biruit ispita. Iosif a fost aruncat în groapă, Hristos a fost aruncat în groapă. Iosif a ieșit din groapă, Hristos a înviat dintre cei morți și a ieșit din groapă. Iosif s-a iertat frații, Hristos a zis, tată, iartă că nu știu ce fac. Nu există personaj care să semene mai mult cu Domnul Isus ca și Iosif. Spune Biblia că omul acesta a ajuns să fie prim-ministru în Egipt și frații lui care l-au vândut au venit după grâu. Iosif zice Biblia, capitolul 45 cu 1, spune Biblia așa, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Și Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Și acum vreau să fiți atenți. Ce a făcut Iosif înainte să se descopere că el e fratele lor? Știți ce a făcut? O zis, scoateți afară pe toată lumea. Dar de ce? De ce o scos pe toți egiptenii să fie numai el cu frații lui? Și vreau să fiți atenți. Și de ce? O vreau să le salveze fața. Cu alte cuvinte, eu o să zic, eu știu ceva despre voi, eu știu puroiul, eu știu răutatea voastră. Și eu nu vreau să știe toți egiptenii. Eu vreau că atunci când mergi în primărie să-ți păstrezi demnitatea, când intri în biserică, să-ți păstrezi demnitatea. Să nu, să nu, audă, să fie între mine și voi. Ce inimă a avut omul ăsta? Și apoi continuă și zice așa, versetul 4. Apoi a zis fraților săi, fiți atenți. Apropiați-vă de mine. Apropiați-vă de mine. Adică atunci când ai iertat pe cineva, nu-l mai intimidezi. E ok, man, e ok. You're my brother. Apropie-te. Nu te uiți la el și zici, bă, tu, tu stai jos! Că eu știu ceva din trecutul tău și nu vrei să-i paralizezi viitorul, că știi ceva din trecutul lui. Că și ție Dumnezeu ferice de cel cu păcatul, zice stare. S-a acoperit Dumnezeu păcatul. Nu mai tot trage plapuma. Că dacă Dumnezeu vrea să pescuiască păcatele din Marea Uitării, crede-mă, Dumnezeu ți le poate pescui. Și dacă nu a făcut-o, nu este că nu poate, ci că bunătatea lui mă la pocăință. Apropiați, te uite-te. Să nu știe nimeni, rămâne între noi, Tot afară, între mine și tine. Apropiați-vă de mine. Și apoi zice el, nu voi m, trimis. m a trimis, Domnul m-a trimis. Nu ne mai reproșează nimic, nici nu mai zice nimic de vise. Nu zice, îți aduce aminte de vise, îți aduce aminte. Vezi, vezi, vezi că... Nu, Iosif nu mai reproșează. Zice, e ok, Domnul m-a trimis, nu voi, Domnul m-a trimis. Îți place de Iosif? Și apoi spune el, de fapt, voi negreșit ați vrut să-mi faceți răul, dar Domnul a schimbat răul în bine. Când ai atitudine din asta ca lui Iosif, Dumnezeu poate să schimbe cea mai mare traumă din viața ta în cea mai mare sursă de binecuvântare. Tu crezi asta? 13 ani de zile stă în închisoare pentru că a fost acuzat de hărțuire sexuală. Iese Iosif la tron și nici el nu mai vezi că Iosif zice unde-i potifărea asta să vezi ce îi fac? 13 ani mi-au mâncat din viață. Iosif nu se mai răzbune. Iosif o lasă în pace. Să uită la frații lui și se comportă cu ei ca și, cu, ca și dragostea lui Dumnezeu. Și zice, negreșit ați vrut să-mi faceți răul. Dar dacă ai o atitudine bună, Dumnezeu schimbă cea mai mare traumă din viața ta, o poate schimba în cea mai mare sursă de binecuvântare. Care a fost cel mai mare rău care s-a întâmplat pe planeta asta? a fost moartea lui Isus. Dar pentru că Isus Hristos în timp ce era răstignit, au avut o atitudine nu de răzbunare, ci de iertare și de bunătate și a zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Și l-a numit pe Dumnezeu Tată și nu s-a certat cu Dumnezeu. Și a zis, tu ești Tatăl meu. Și dacă mă doar, tu ești Tatăl meu. Dumnezeu a schimbat cea mai mare criză și cea mai mare... Cel mai mare rău pe planeta asta l-a schimbat în cea mai mare sursă de binecuvântare, că prin rănile lui suntem tămăduiți și prin sângele lui avem iertare de păcate. Așa că dacă te uiți și zici ce mi-au făcut cineva, mult nu știu câți ani. Credem că Dumnezeu nu dă cu zarul, Dumnezeu îngăduie. Și ne testează, și apoi ne promovează. Și Domnul vrea să vadă ce o să facă cu trauma asta. O va converti într-o perlă. Sau va rămâne acolo stubborn, încăpățânat cu frâna de mână trasă. Și va arăta și copilor lui. Ca așa să. Ăsta-i bărbat, nu-ți lăsa dragul tati. Părinții au mâncat aguride. Și copiilor. Li s-au pe Și să știi că dacă n-ai birit lucrul ăsta, într-un mod involuntar, să știi că și copiii tăi va trebui să lupte cu duhul ăla. Fii gentleman, du-te în camera ta, închide ușa, nu spune la pruncii tăi, du-te, zdrobește-te înaintea lui Dumnezeu, să vadă bunătatea lui Dumnezeu. Când e mare să spune, vreau să fiu ca tata, vreau să am o soție ca mama, A fost bună, o fost înțepată, bă, a iubit pe Dumnezeu, o iertat din toată inima. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Amin? Amin? Ce se întâmplă dacă nu ierți? Vei fi mai bolnav fizic. Doi, îl întristezi pe Duhul Sfânt. Trei, deschizi ușa, îi spui bun venit, îi dai prilej celui rău, câștig de cauză și te duci în păcate mai teribile. Patru, îl ai vrăjmaș, nu pe satan, am zis, ce Ci pe cine? Pe Dumnezeu. Hai să vă arăt un verset în sensul ăsta. Iacov. Iacov spune Biblia așa. Capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți? Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați pentru că nu cereți sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Și acum, zice Biblia așa, suflete preacurvare. Deci nu zice trup, la nivelul trupului, ești picobelo, ești curat, dar la nivelul duhului, e adulter. Suflete preacurvare. Nu știi că pretenia lumii, adică lumea este un soț, nu știi că pretenia cu, lumii, cu lumea este vrășmășie cu soțul tău de drept cu Dumnezeu? Adică soțul tău este cine? Dumnezeu. El te-a răscumpărat din păcat. Și în momentul în care dai mâna și dai brațul și cu lumea, ce Biblia, tu mă trădezi, e suflet prea curvar. Și care este sistemul lumii? Cum ai dat mâna cu lumea? Contextul spune, lupte, certuri, invidii, zavistii și așa mai departe. Și ce să faci? Să zici, Doamne, divorțez de soțul ăsta lume, Doamne. Nu mai vreau faptele fire în viața mea. De ce? Pentru că lucrul ăsta, zice Biblia, Du Sfânt l-a pus Dumnezeu și ne vrea cum? Cu? Gelozie. Așa că îl vreau pe Dumnezeu. Vreau să stau la picioarele Lui. No matter what. Vreau să stau la picioarele Lui. Amin? Al cincilea lucru care se întâmplă dacă nu ierzi, este că pierzi părtășia cu Tatăl. 1 Ioan. Capitolul 1, Biblia spune așa. Versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă zicem că avem și o, oh, da, Domnul, și umblu în întuneric, umblu în ură, un amărăciune, zice Biblia, minți și nu trăiești adevărul. Și ar trebui să fim foarte geloși pe timpul nostru personal cu Dumnezeu să spui, Doamne, vreau să am părtășie cu Tine. Doamne, nu vreau să fie nicio răutate, invidie, gelozie, clevetire, ură, amărăciune în inima mea. Doamne, Vreau să-mi fac un detox spiritual în seara asta. Facem atâtea detoxuri ca să fim sănătoși. Nimic rău în așa ceva. Să-ți iei două, trei zile, să te duci într-o cameră de hotel, Nu numai tu cu Dumnezeu și cu Biblia. Și cu o carte a lui Leonard Avenhill și a lui Avetoză, dacă e cazul. Să spui, Doamne, stau înaintea ta. Doamne, nu mai sunt ce am fost acum 20-30 de ani de zile. Doamne, o năpădit buruienile în mine, Doamne, Duhul Lumii, Doamne. Doamne, vreau să am părtășie reală cu tine, vreau să-mi fac curat în viață, Doamne. Vreau să mă pocăiesc înaintea ta. De ce? Ca să am părtășie cu Tatăl. Amin? Amin? Amin. Poate este cineva în seara asta care poate nu s-a iertat pe el însuși. Știți că sunt oameni care au făcut acum nu știu câți ani ceva păcat și diavolul ține în autocondamnare. Și își repetă păcatul ăla și îl mărturisește de un milion de ori. De ori de câte ori vine la biserică. Vreau să spun ceva în, în această seară. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Ești tu mai mare ca Dumnezeu? Ce a curățit Dumnezeu, Biblia spune tu să nu mai numești spurcat. Să spui, Doamne, eu sunt neprihănirea lui Hristos înaintea ta. Nu mai este nicio o pentru cei ce sunt în Isus Hristos. Nu mai vreau, Doamne, să stau în autocondamnare. Doamne, vreau, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne, și mă declar, Doamne, copilul tău spălat în sângele tău. Autocondamnarea nu-i de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îți mărturisești păcatul și cea a curățit Dumnezeu te ieri și tu pe tine însuți. Amin? Amin. Uită-te la Petru. S-a lepădat Petru de Domnul, da sau nu? Dar s-a întâlnit cu Hristos. Și Hristos pe Marea Tiberiade îl întreabă de trei ori mă iubești, de trei ori a căzut, de trei ori l-a întrebat, în jurul focului a căzut, în jurul focului îl întreabă. Și îl vezi pe Petru de Rosali și zice, voi l-ați răsignit pe Domnul Slavei. Da, da Petru, dacă e tante aia în mulțime și știe câte ai lepădat? Nici o problemă, ea nu știe un lucru, că eu m-am întâlnit între timp cu Hristos și m-a ridicat. Și iată pe omul ăla care s-a lepădat, vine și spune, voi v-ați lepădat. Și are îndrăzneala asta, de ce? Pentru că se simte curățit prin sângele lui Hristos. Amin? Amin? Moise a omorât un om, da sau nu? Și după ceva vreme, 40 de ani de zile, vine cu 10 tab, vine cu cele 10 porunci și una din porunci este să nu ucizi. Dar Moise, cum poți să spui asta? Că ai ucis. E adevărat, dar m-am întâlnit cu Domnul la rugă aprins. Așa că dacă te întâlni cu Hristos, nu lăsa ca diavolul să te ține în autocondamnare. Alege să te ierți și tu pe tine însuți. Și să crezi că dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice păcat. Asta înseamnă că nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Singurul păcat care nu ți-l poate ierta Dumnezeu este păcatul care nu-l mărturisești. Dar dacă spui, Doamne, am făcut asta, m-a diavolul și poate de ani de zile, dar mă pocăiesc înaintea ta, cred în sângele salvării, Doamne, îmbracă-mă cu neprihănirea lui Hristos și crede că Dumnezeu poate să facă într-o secundă în viața ta și tu n-ai putea să faci într-un miliard de ani. Și mă rog ca Dumnezeu în rugăciune care urmează să venim înaintea lui să spui, Doamne, curățește-mă, Doamne, Spală-mă, Doamne! Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-mă să trăiesc viața de libertate pe care Tu o dorești pentru mine, lăuda să fie Domnul. Vreau să mă apropiu de încheiere și să vă dau un exemplu ilustru cu privire la subiectul care l-am vorbit. Vă aduceți aminte de Iov? Omul acesta care spune Biblia a fost testat. Testat grozav șase luni de zile pe groapa de gunoi a orașului. 40 de boli în trupul lui, spun comentatorii biblici. Și cu o bucată de sticlă stătea și se scărpina. Zece sicrie în curtea casei lui. Bistin s-a făcut praf. Și au venit niște prieteni de ai lui. Și prietenii ăștia că erau români. Și au zis așa, ce-o bătut Dumnezeu? Ai băut nelegiuirea ca apa? De aia ți s-a întâmplat. Deci ei nu știau că s-a pus un pariu pe capul lui Iov. Și că Dumnezeu voia să câștige pariu să-și arate slava. Și imediat, că a bătut Dumnezeu, nu că Dumnezeu, nu, tu, ai păcătuit undeva. Și spune Biblia că la sfârșit, în capitolul 42, versetul 10, Biblia spune așa, Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Când? După ce s-a rugat Iov pentru prietenii. Cred că Duhul Sfânt a avut umor acolo. Ce prieten au fost aia care l tunat continuu pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi dublu decât tot ce a vusese. Întrebarea este, când i-a dat Dumnezeu înapoi starea de la început și pielea lui a fost ca pielea unui copilaș? Când? Când i-a dat Dumnezeu sănătate înapoi și material dublu decât tot ce a vusese? Când? După ce a făcut? Ce a făcut? După ce? S-a rugat. După ce a binecuvântat pe ea care l-a bajocorit. După ce i-a iertat cu alte cuvinte, Domnul ce a făcut? După! Domnul ce a făcut? I-a dat înapoi starea de la început. Frați și surori, eu cred că sunt oameni în noastre care nu depășesc granița financiară sau sănătate. Nu toate cazurile. Pe unii Dumnezeu e un plan suveran. Dar cred că sunt boli pe care Dumnezeu nu le vindecă, nu că nu vrea El, ci pentru că n-a făcut ce a făcut Iov. Și Iov ce a făcut? S-a rugat pentru vrășmaș. Să le binecuvântezi viața, business-ul, copiii. Să le binecuvântezi pe cei care ți-au făcut rău. Și când faci lucrul ăsta, după ce a făcut lucrul ăsta, nu înainte, Domnul, i-a dat înapoi textura pielii ca unui copilaș. Pentru că a ales ce să facă? Să ierte. Frați și surori, fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă prin neiertare sau prin răutate am blocat uși materiale și spirituale peste viața noastră, tu le poți debloca astăzi. Pune mâna pe un telefon să spui, frate, iartă-mă, mă, mă ispi tine curată. Nu mai duc sacul de ciment în spate. Să te întâlnești la un ceai, la o cafea, oriunde, să spui viața rânduială cu Dumnezeu. Și crede-mă, că Dumnezeu poate să deschidă uși, ca în cazul lui Iov. Uși pe care nici Oxfordul, nici Harvard, nimeni nu ți le poate deschide. Ce poate să facă Dumnezeu cu un om care alege să se smerească, să spună, Doamne, mă pocăiesc și, Doamne, aleg să iert, într-un mod volitiv, Doamne, aleg să iert din toată inima mea. Acum, cum a iertat Hristos, vreau să fiu și eu ca Domnul Isus Hristos. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Are să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Doamne, de sunt oameni pe care nu i-am iertat din toată inima. Aleg în seara asta să ier, Doamne. Doamne, vreau binecuvântarea ta spirituală în primul rând și de ce nu, și materială. Și dacă păcatul meu, Doamne, a blocat ușile cerului pentru viața mea, Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne. Vreau harul tău să vină peste mine. Vreau pruncii mei, Doamne, să-și dorească să fie ca tata, ca mama. Vrem să fim liberi, să nu mai tragem o bilă de aia neagră după noi în fiecare zi, ci asta să o rupem în numele lui Hristos și să fim liberi în sângele lui Isus Hristos. A Domnului să fie toată gloria și slava de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu